Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței tale cele sfinte și mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog ție, o, izvor dulce și noianul îndurării, deschide slavele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl, să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu căință tare și adevărată. Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte mergătorul Ioan, către care zic: O, învățătorule al pocăinței și mărite prorocule, care ești mai mare decât toți prorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, Tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, Tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, Tu care ai văzut glasul și ai auzit glasul acesta al Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Său, cel Sfânt ca un porumbel, pogărându-se peste El, rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea Ta, Tu care stai în cer înaintea judecătorului veșnic, și fă-l să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea lui. Întinde mâna aceasta cu care l-ai botezat și strică cugetele mele cele rele și mă întărește să-mi petrec viața pe calea ce bună a lui Dumnezeu. O, prorocule, Ioane, botezătorule, luminează mintea cu poruncile Domnului, ca să le țin minte și să le păzesc până la sfârșitul vieții mele și să stai lângă mine în ziua morții mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea că Dumnezeu să dea ajutor tuturor oamenilor și celor vii și celor adormiți, să-i odihnească în necazurile cele multe, să le dea toate cele de trebuință și să-i învrednicească împărăției sale. Amin. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru împărtășirea acestei rugăciuni și mărturisirea lui Dumnezeu aici și acum. Abonează-te și distribuie, like și share această rugăciune și acest canal tuturor celor ce trăiesc în Dumnezeu cel adevărat. Înmulțește iubirea și lumina pretutindeni în univers. Așa să ne ajute și să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu. Amin.